pregătire pentru începutul mântuirii noastre, coborârea lui Dumnezeu pe pământ, pentru ca omul, primind putere de sus, să se îndrepte spre slava împărăției preasfintei treimi. De trei anișori, spune tradiția bisericii, era preasfânta născătoare de Dumnezeu, când dumnezeieștii săi părinți, Ioachim și Ana, au dus-o în biserica lui Dumnezeu, în templul Dumnezeului celui preanalt, pentru că fusese rânduită să devină potir binecuvântat în care să se așeze dumnezeirea cea preasfântă Fiului Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, pentru ca omul să regăsească drumul către împărăția cerurilor. A fost prezentată în fața lui Dumnezeu, în templul său de pe pământ, pentru ca să devină biserică sfințită, în inima căreia să se așeze Domnul Dumnezeu. Sărbătoarea Luminii este numită ziua de astăzi, pentru că lumina împărăției cerurilor începe deja să strălucească pe pământ, pentru că preasfânta născătoare de Dumnezeu este așezată în templul cel sfânt, împlinind așteptarea neamurilor, așteptarea arătată în dor, năzuință, tindere, spre venirea unui Mântuitor, care din nou să așeze lucrurile în situația lor firească, adică de prezența lui Dumnezeu în lăuntrul oamenilor și din nou prezența oamenilor în interiorul vieții lui Dumnezeu. Mare este taina împlinită în preasfânta născătoare de Dumnezeu. Această sfântă taină se prelungește în viața creștinilor, în viața bisericii, în viața lumii. Căci precum preasfânta născătoare de Dumnezeu a fost rânduită să primească în mintea ei, în inima ei, în pântecele ei, pe Domnul Dumnezeu, în duc și în adevăr, același Dumnezeu se așează în mintea, în sufletul și în trupul omului, care încearcă prin mila celui de sus să împlinească în viața sa pământeană, păstrând proporțiile, bineînțeles, să împlinească aceeași taină care s-a împlinit cu preasfânta născătoare de Dumnezeu. Căci deși întruparea Domnului Hristos a avut loc o singură dată în pântecele preasfintei născătoarei de Dumnezeu prin adumbrirea Duhului Sfânt,
această taină a întrupării să se prelungește, se extinde, cuprinde în miezul ei de adâncime și înălțime dumnezeiască pe fiecare ființă umană, care fiind primită prin taina Sfântului Botez în Biserica cea una sfântă, sobornicească și apostolească, taina omului cuprinde în interiorul ei și prezența Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. În Împărăția Cerurilor, spune Domnul Hristos, este lăuntrul vostru. Așa cum Domnul Hristos a zăbovit în pântecele preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Au noștiți, mărturisește Sfântul Apostol Pavel, că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Templul al Duhului Sfânt a fost preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Prin primirea întrânsă a Dumnezeului Celui Preanalt, cum templul al Duhului Sfânt devine viața omului, care prin smerenie, prin iubire, prin rugăciune, prin credința cea adevărată, devine templul al Dumnezeului Celui Sfânt. Destinația omului este așadar primirea lui Dumnezeu întrânsă. Această mare taină se împlinește prin Sfântul Botez, prin taina mirungerii, se împlinește prin împărtășirea omului cu trupul și sângele Domnului Hristos. Rugăciunea cea de toată clipa, adică gândul lui Dumnezeu, gândul la Dumnezeu, pe care ar trebui să-l aibă omul în orice loc și în orice vreme. Rugăciunea este așadar sălășluire a lui Dumnezeu în interiorul omului. Stare de jertfă, arătată în diferite chipuri, smerenie, ascultare, asumarea suferinței și cele asemănătoare cu acestea, sunt tot atâtea căi prin care Domnul Dumnezeu pătrunde în viața omului și omul pătrunde în viața lui Dumnezeu. Atât de importantă este prezența lui Dumnezeu în viața omului, adică prelungirea tainei Maicii Domnului în viața fiecărui om, atât de importantă este prezența lui Dumnezeu în viața creștinului, în inima creștinului, în mintea creștinului, încât îndrăznim a spune că nu este viață creștină cu adevărat fără prezența lui Dumnezeu în interiorul omului. Această prezență este necesară, este absolut necesară, pentru că doar prin ea omul începe să se sesizeze, cât poate un om să se sesizeze din taina lui Dumnezeu, omul poate să se sesizeze adevărata relație pe care el, omul, o are cu Dumnezeu, cu sine însuși și cu lumea din jur. Marele viețuitor al pustiei,
Dumnezeiesc Isaac Sirul în rugăciune se adresa lui Dumnezeu zicând: Vino, Doamne, și te sărășluiește în mine, ca nu prin mintea mea, nu prin gândul meu, ci prin prezența Ta în mine însumi, să cunosc tainele, cele din trecut, cele de astăzi și cele de mâine. Ce dorește să spună Sfântul Isaac Sirul prin aceasta? Că omul, nu prin mintea sa, cunoaște cu adevărat ceea ce se întâmplă cu sine, cu cei din jur și cu lumea. Și dacă dorește să cunoască cu adevărat care este sensul a ceea ce se întâmplă cu sine și cu lumea, această cunoaștere nu poate să o aibă decât prin intermediul gândului lui Hristos, prin intermediul Domnului Hristos prezent în el. De multe ori ne întrebăm ce se întâmplă cu noi și cu lumea în multe clipe ale vieții noastre, dar în mod special în vremuri precum acestea prin care trecem. Nu știm cu adevărat ceea ce se întâmplă. Nu sesizăm taina celor care sunt prezente în noi și în lume. Nu cunoaștem aceasta pentru că nu-L avem sau nu-L avem pe deplin pe Hristos în noi înșine. Cum ar trebui omul să se raporteze, de exemplu, la vremea epidemiei care ne definește atât de adânc și cuprinzător preocupările noastre? Ar trebui să ascultăm glasul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, care la nunta din Cana Galilei, văzând nedumerirea nuntașilor, pentru că nu mai aveau cele de trebuință pentru veselia nunții, s-a adresat celor de față și le-a spus: faceți ce vă va spune El, adică Domnul Hristos. Și ce ne spune Domnul Hristos în aceste vremuri? În primul rând, se adresează către noi, spunându-ne: nu vă temeți, că mare este Dumnezeu. Ce ne spune așișle? Nu deznădăjdiți, căci deși de multe ori simțim și trăim iadul din noi și din lumea în care trăim, chiar dacă atmosfera este de iad, să nu deznădăjduiască omul, că mare este Dumnezeu. Și ce ne spune Domnul Hristos? Și ce cale ne arată pentru a cunoaște cu adevărat semnificația celor care se întâmplă? Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiți unul pe altul. Dacă omul se deschide spre slava Împărăției lui Dumnezeu și nu cade în deznădejde,
nu se teme peste măsură și mai presus de toate. Îl roagă pe Dumnezeu să primească darul iubirii pentru toți și pentru toate. Într-o asemenea situație, Domnul Dumnezeu este prezent în mintea omului, în inima omului, în ființa cea mai lăuntrică a omului. Și atunci omul găsește răspuns adevărat. Pentru a înțelege, chiar dacă poate doar în parte, dar cel care l-are pe Dumnezeu cu desăvârșire într-însul, înțelege pe deplin și ceea ce se întâmplă cu el însuși, ce se întâmplă cu boala, ce se întâmplă cu lumea, ce se întâmplă cu biserica, ce se întâmplă cu viața lui. Să-L rugăm pe Dumnezeu ca prin rugăciunile preasfintei născătoarei de Dumnezeu, taina cea împlinită prin Sfânta Fecioară Maria să se împlinească în adevăr și cu noi oameni. Pentru ca prin prezența lui Dumnezeu în noi să viețuim cât mai aproape de adevăr în această lume și prin mila, îndurarea și iertarea Dumnezeului Celui Preaînalt să moștenim și taina împărăției cerurilor, împărăția Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin.